Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la PUBG Mobile, practic. Voiam să joc niște Free Fire, dar pentru un motiv sau altul s-a făcut update la Free Fire și nu mi se mai deschide absolut deloc pe tabletă. Deschid jocul și mi-l închide automat, deci nici eu nu știu ce are, sincer. Vreau să jucăm niște PUBG, am mai jucat PUBG Mobile, am mai băgat vreo două meciuri. Suntem live pe Trovo, link în descriere. Am jucat acum câteva zile PUBG pe Trovo, numai că am jucat pe un cont de oaspeți. Și nu mai știu contul meu inițial, că eu am jucat PUBG fix când se lansase pe telefon, mă jucam la facultate și nu mai țin minte contul. Mi-a dat hainele astea și am zis așa de obraz pentru băieții de pe YouTube să nu fac episod de PUBG fără să bag niciun ban. Așa că am introdus minunata sumă de 10 dolari, undeva la 50 de lei. Și n-ai frate ce să-ți cumperi cu ăștia 50 de lei. Mă uitam așa la outfit-uri, sunt câteva mai interesante, dar... Astea sunt la 1900, vin 25 de dolari, vin câteva milioane, așa că ăsta ar fi singurul, băieți, ce ziceți? Mă fac panda drăguț? Altceva? Nu am ce, uite-te și tu! Nu e niciun outfit interesant, ăsta e cât de cât, dacă sunt alb mă văd de la 15 km, așa ăsta mai e cu negru un pic, nu știu. Zic și eu. Îl luăm pe ăsta urțel? Ok. Hai să ne ducem la featured și uite, cel mai popular e ăsta și îl iei dintr-o cutie. Și trebuie să deschid cutia asta de aici, că nu scap de cutii nicăieri. Purchase crate, da, da, da. Da, frumos, frumos. Hai, lasă vrăjeala cu... Zi aici ce se întâmplă, ce mi-a dat? Ce e asta? Pentru asta am dat eu 10 lei? Space Explorer, Uzi. Wow. Frumos, m-am distrat, ce să mai... pot să deschid de 10 ori cu 540. Deschid de 10 ori sau iau costumul ăla, ce ziceți? Deschid cutia de 10 ori, ban 7 items. Deci asta e cutia, practic, sunt destul de multe chestii în ea. Și pot să banez iteme, free ban. Pot să banez ceva gen asta și după aia de aici, nu știu. Să banez porcăria asta așa odată. Nu deschide cutia de 10 ori, costumul? 10? Bă, băieți. Zice să banez de aici, asta nu-mi place. Sau hai să las șepcălia, dar asta nu mă interesează. Asta nici măcar nu știu ce e, tigaia, hai să zicem. Asta nu mă interesează și de sus de tot să banez unul. Banez prostioara asta așa. De fapt, hai pe ăsta. Ok. Da, mă, 6 din cea lasă la așa. Hai să deschidem de toți banii, 10 cutii. Aoleo. Un pic de gamba așa de început de episod. Mi-a dat asta? Silver? Classic crate coupon scrap. Rip 50 de lei, I guess. Rip 50 de lei, băieții. Păi și, gen, hainele mele unde sunt? Sunt și eu curios. Gen, ce s-a întâmplat? A primisem o cască. Unde e casca aia? Aici e, m-am înțeles. Ideea. Hopa. Ne-au ca închelit de bani. Deci, practic, eu am luat niște silveri. Și gen, silveri ăștia, get silver. Stai un pic că sunt curios. Stai așa că n-am înțeles exact ce am luat eu. Asta. Wow. Îmi iau o mască de hater. Ok. 7 zile. Ok. Așa învățăm, băieți, din greșeli. Nu mai vreau masca asta. Dă-mi ochelarii de boss. Hell yeah, brother. Uite, a dat ceva acum. Ok, și vrei să-mi zici că jocul ăsta nu-mi dă și mie niște haine? Ok. Bun. Sunt gata de joacă. Zici că sunt Mr. Bine și nebun. Îți dă Crash Free Fire după ce îl deschizi? Da, mi-l închide automat. Ori nu e compatibil update-ul nou, habar n-am. Bun, deci suntem în avionul acesta minunat și mirific. Ok, văd că mi-a rămas butonul salvat, deci... Hai, let's go.
Însă eu nu mă pricep la swipe așa, nu mă pricep la PUBG, adică nu vă așteptați acum la cine știe ce, nu prea sunt obișnuit să joc cu tableta, dar sunt dispus să învățăm și să vedem ce ne poate oferi joaca aceasta. PUBG e puțin mai încetișor, de aș fi preferat să joc Free Fire-ul, dar e ok și PUBG-ul. Nu înțeleg ce e asta. Deja e un brother pe aici. Ia uite. Ok, ăsta e bot sau nu? Că nu-mi dau seama. Chide-și tu ușa după tine, brodere. Oricum l-am văzut pe unul afară. În fine. Ok. Stai un pic să vedem ce și cum. Bă, dar trage ăsta. Aha, îl văd acolo sus, dar nu știu care. E prea departe să-l nimeresc eu. Cred că e lutată casa. Hai să mergem mai departe. Avem glonțe. Nu știu care armă mai e mai bună decât cealaltă, dar vedem noi. Gen, dacă ar trebui să iau armă de pe jos sau ceva. Vedem, nu e problemă. Ia uite-l mă pe ăsta. Păi da mă, dar nu vreau burst, nebunule. Ok, probabil sunt și... Opa. Păi mă împușcă unul din... Cum sare mă caracterul? Bă, da, da, ăștia! Care da, bă? Trebuie să fie boss ăștia, nu cred. Dau direct în mine. Cred că trebuie să umblu la senzivitate. Adică eta. Frate, au apărut 3 boți. What? De unde sunt atâția boți? Nu înțeleg. Oh my god, suntem dead. Cred că trebuie să stau în casă, nu? Nu-mi place arma asta, vreau una automată. Aveți idee care e automată? Nu-mi place cu single. Să trag cu single, știi? Du-te înapoi și ia scarul. Ok, ok. Bun. Da, bă. Aveți dreptate, ce-i drept. Așa, hai să ne cărăm. Să vedem zona. Ia mă cum arată ăsta al meu. Aaa, cum arăt cu masca? Și n-am și eu un suculeț de la... Ăsta nu... Se blocase în perete, ce făcea? Băiatul nostru, M762 asta ce e? Fă mai bine păstrezi shotgun-ul. Mai bine păstrăm shotgun-ul, dar n-am... De ce nu ia tigaia de jos? Că știu că e bună tigaia, că blochează glanțe. Deci voi ziceți că asta e... Asta e în loc de shotgun? Sau? Ce vrea să fie arma asta? Cred... Ia că o și testăm. Aveți dreptate, bă. Aveți și voi dreptatea voastră. Bine, mi-a pe pistol, dar n-am ce să fac cu pistolul. Nu mai bine arunc eu din inventar pistolul. Că n-avem ce să facem cu el. Nu? Cu pistolaina. Ok, deci ce armă ziceți voi chestia asta? Aoleu. Mă, ăsta al meu, lol.
omoară ținta. Uite-l pe ăsta că a venit în coace, deci ăsta nu e bot. Opa. Opa. SKS-ul ăla e de distanță, cred, nu? Ia zi-mă ce găsim și noi pe aici. Medkit, alea, alea. Trage cu scoarul la depărtare. Da. Ok, hai să dăm un auto. Deci ăla e un M762, am înțeles. Ok. Bun. Hai să vedem zona. Nu știu, mergem la Iaznaiana. Avem mașchinetă aici, ok. Hai să mai explorăm un pic pe aici, așa mai găsim ceva. O armură. Și mergem la Iaznaia. E tăbotul. Venea spre mine. Nici nu ne mai oprim. Dar practic ce trebuie să fac ca să nu mă dea cu boți? Ok. Trebuia să mut butonul ăsta mai sus, așa. M4. Bun, hai să-i dăm. Dă-i. Văd că e ușa deschisă pe aici. Opa. O, cam fost băieții. Mamă. E într-un fel bine că e bot, că mi-arată, deci interesant, îmi zice te bază dacă te-ai pus pe burta. Ok. E greu PUBG oricum. A văzut ăla, am omorat de 100 de ori până acum. Bun, păi, ia să-i urcăm noi un pic la etajescu. Să ne așezăm așa. Bem un de-asta. Cum faci live de pe telefon cu placa de captură, e mai complicat. Ok, deci vreau să văd, gen, să fie senzivitatea asta prea mare? Eu așa zic. I-aș da așa, nu? Nu știu cât duce chestia asta. Mi se pare cam ciudat totuși să existe așa ceva în joc. M-am și speriat să-mi ba piciorul. Ce face bă ăsta, mă, calcă nebun. Măi, eu pot să trag din mașină? E forță așa. Am și uitat că în PUBG poți să tragi din mașină. Hai să căutăm pe aia să încheiem o dată. Ce face mă, tătis? What? A văzut el ceva aici sau ce? Nu prea înțeleg care-i faza. De aici cred. I got enemies ahead. Enemies ahead. That is enemies ahead. Iată-l pe ăsta. Păi de ce trag cu arma asta nu știu. Ca să știu ăla unde sunt eventual. O, dar s-a dispărut cu totul. Dacă era jucător, era mort, cred. Ok, înseamnă că acum ar trebui să fie bună asta, nu? Opa. Cum nu-i văd capul? S-a așezat pe jos. Opa. Bă, dar ce s-așez ăștia pe burtă, șaurii.
Ce faci, mă, aici? Oane? Stai, ce facem? Am murit în zonă, ca prostul. Bravo. Bravo. A strigat și el după ajutor, dar era prea târziu, din păcate, pentru el. Hai, zi unde e ultimul. Îmi place ce văd aici. Poate nimeresc cu asta dacă sunt boss. Hai că 12 glonțe ar trebui să-mi ajungă. Parcă văd când dau acum una în cap și mor. Ok, hai să lăsăm prostia. Dă-i. A, îl văd, lol. What the... Ce fac cu asta? Sunt nebun la cap. N-am unor patru ceva. Wow! MVP, baby. 16 kill-uri. Sunt prea bun la PUBG, nu? Înseamnă că e ceva de capul meu la PUBG. Prea bun la jocul ăsta. Wow. Pur și simplu prea bun. Bronz 4. Ia uite-mă cu tortul. Vreau să mă felicitați în comentarii, băieții. Am primit tortul. Am masca de boss. Locul 1, numai 1. N-ai ce să mai practic. Nu mai e nimic de zis. Ia că am obținut și iteme. Wow. Bun, bun, bun. Asta nu știu ce, o combin cu ceva. Eu nu mi-am pus skin-ul ăla pe armă, așa e. Parcă aveam un skin pe armă. Stai. N-am? Parcă lasă-n ceva, sau? Nu înțeleg. A, aici. Winner. A, e un ăsta. Aha, MVP, da, da, da. Înțeleg ideea. Enable notification. Next time, baby. Băieții, cam ăsta e PUBG. Mă rog, au fost boți, cred că marea majoritate, dacă nu toți. Și poate jucători doar la care am jucat eu. Însă așa sunt meciurile de început. Până învăț și eu să joc și ce trebuie. Poate în episodul viitor să luăm un abonat și jucăm, jucăm duo, știi, cu un abonat. Poate ne bagă cu jucători, oricum cu jucători îți dai seama că e greu să câștigi meciul. Dar așa, de fan jucăm, nu de jucători profesionali. Dacă vouă v-a plăcut episodul, totuși, am să-ți dăm și de like și mai jucăm data viitoare, mai adăugăm banul gros, mai luăm niște costumașe. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem la viitoare. Oh!